Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești a fost gazda Balului Florilor, un eveniment caritabil. Este cea de-a 18-a ediție a unui bal Rotary. De data aceasta se numește Balul Florilor, un eveniment organizat, bineînțeles, de Clubul Rotary din Ploiești, de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești și, nu în ultimul rând, de unul dintre cei mai sufletiști și frumoși parteneri pe care noi îi avem. Este vorba despre o școală, dar nu orice școală, este vorba despre Școala de Flori. Este un eveniment în primul și în primul rând caritabil, un eveniment care are două axe, dacă le pot spune așa, o axă prin care susținem excelența, sprijinim educația și susținem excelența. Este vorba de crearea unor burse pe care aici în Ploiești dorim să le realizăm. Practic ne dorim să strângem fonduri pentru performanțele copiilor, performanțele elevilor din artă, din educație, din sport și nu numai. Cea de-a doua este vorba despre Mănăstirea Turnu cu Leagăn Prins de Stele, un proiect foarte amplu și un proiect de an bun care deja este aproape de Ploiești, unde se ajută și se sprijină de fapt elevi, copii cu fel și fel de probleme sau care nu au posibilitatea să se susțină sau să meargă la școală. Decorul deosebit, dar și muzica aleasă, i-a purtat pe ploieșteni într-o lume de poveste. Dar ceea ce este foarte important este că orașul Ploiești pentru 3 zile, de fapt, s-a schimbat cu totul prin această îmbrăcăminte, prin aceste flori. Bineînțeles, sunt foarte multe artiști. Eu cred că este un eveniment pe care ploieștenii l-așteptau și aștept cu nerăbdare ca toată lumea să aibă senzația că este într-un palat, un palat de la Viena, nu de la Ploiești, în care spectacolul, întreg spectacolul florilor, al muzicii și al tuturor celor care au contribuit aici cu imaginea, să întregească tabloul vieții. În cadrul evenimentului au fost folosite peste 30.000 de flori.